ziua, prieteni. Știți, noi încurajăm sportul. Am primit acest tricou. L-am purtat doar de câteva ori. Însă am fost observați de Adrian, doctorul, îi se spune, în timp ce îl utilizam într-un live. Uitați părerea lui. Doar dacă, doar dacă dați tricou, dacă faceți un clip, accept această cerere de împăcare, doar dacă dați Faceți un clip în care arde stricul ăsta. Atunci da. Și vă disociați de tot ce înseamnă Austria. Atunci da. Păi domnul Răzvan, ce naționalist... Domnul Răzvică Mătaru, ce naționalist patriot sunteți dumneavoastră când purtați stricou pe care scrie OMV Petrom? ce asta? Gata! M-am convins și cu naționalismul. M-am convins și cu patriotismul ăsta. Doar vorbe goale. Un ipocrit. Un ipocrit. Promovează OMV. Promovează interesele Austriei în detrimentul țării lui. Răzvică mătarul, trădătorul. Trădător de patrie. Trădător de patrie, chat. El care se dă acest uh, patriot. El care îl pupă în fund pe George Simeon și pe Șoșoacă. Îi pupă în fund non-stop. Poartă tricou cu OMV pe trom. Ce trădător! N-are pic de coloană vertebrală. Nu ține cu țara lui. Cum să faci așa ceva când ăia ne-au blocat intrarea în Schengen? Eram și noi în Schengen acum. El ține cu inamicul cu chat. Eu cred că e infiltrat cumva. Eu cred că e infiltrat. E agent din... Nu. No. Este... Este un trădător chiar. Răzvii trădători de țară și cămătar pe deasupra. Nu se poate. Un trădător, un trădător de țară care ține... Să nu, să nu te mai aud cu România, gata. De acum încolo să nu te mai aud cu România, gata. Deci te-au te cumpărat ăia cu un tricou. L-au mituit. Mai e și corupt. Mai e și corupt. Deci este cămătar, trădător de țară și corupt. L-au corupt ăia cu un tricou, bă, și pe moca. Deci cu un tricou l-au corupt. Să țină cu austriecii. Incredibil, bă. Cine se dă patriot la noi în țară, bă. Pensia nu a cred așa ceva. Flix, să nu-i mai dai și domnului Răzvan din banii ăștia, că îi susține pe austrieci. Exact. Pe... Cu cine am împărțit eu atâtea mii de euro, chat? Mersi mult, Flix, pentru 5 euro. Mulțumesc mult. Cu cine am împărțit eu atâtea mii de euro? Fire, cu capul în jos. Cu capul în jos a fost? un om care e trădător, eu credeam că e un patriot, voiam, voiam să învăț, voiam să învăț de la el. Îl consideram un adevărat naționalist patriot, când Colo era un trădător de patrie. Exact, unii cu mălai și ulei, alții cu un tricou, bă. Și pentru ce? Pentru un tricou. Deci vreau să îngropăm securea... Nu! No. Eu nu pot să fac pace cu trădătorii de țară. Îmi pare rău. Nu am cum. Oricât, oricât aș vrea, nu pot să mă împac. Păi, ce deci eu mă asociez cu trădători de țară și de neam românesc? Au murit oameni pentru neamul ăsta românesc. Și dumneata susțin vrăjmașul. Susțin dușmanul. Nu. No. Peste, peste trădă, trădare de neam și de țară, niciodată. Niciodată. Nu pot. Acum am văzut care e tricou cu OMV. Bineînțeles, pentru asta nu. Pentru asta nu-l iertăm. Dacă se filmează cum taie tricou ăsta, da. Nu mai e trădător de neam și țară. Până atunci, răzvi trădător de neam și țară. Bine. Am înțeles, domnul Răzvan. Apreciez cererea dumneavoastră de reconciliere, practic. Dar, doar dacă vă arde tricou ăsta într-un clip... Acum mă sfătuiesc cu voi. Cunoașteți faptul cum că noi suntem ecologiști. Iubim natura și planeta. Nu mi se pare normal să distrugem un bun ce are o amprentă de carbon atașată în momentul producerii lui. Iar această operațiune, adică să distrugem acest tricou, ar necesita cumpărarea unui nou tricou, ceea ce duce iar la poluare. Noi respectăm orice suflet. Care nu produce suferință. Vă pupăm! pupăm.